Ce să ceri de la șoferii de rând dacă poliția parchează mașina nu doar pe trotuar, dar și pe trecerea de pietoni? Se întâmplă fix în fața primăriei Bolintin. Ar trebui să sesizez poliția despre asta. Poliția e fix alături. Au și pistă biciclistică pe trotuar. Pistă biciclistică pe trotuar, marcată frumos, convingător, numai că trotuarul e ocupat de o mașină, de două mașini. Pista biciclistică e ocupată de altă mașină, fix în fața sediului poliției. Ca să vedeți cât de mult le pasă unor bolintineni de drepturi și de legi. Nu mai spun că aici, în intersecție, pista biciclistică este întreruptă cu o groapă enormă care pare să aibă un secol, deci n-au de gând să o cărpească, să o îndreaptă. Rămâne așa pentru mult timp și evident biciclistele nu merg pe aici, că își pun în pericol viața și sănătatea. Trecere de pietoni. Ce vedem în capătul zebrei? Mașină de poliție, care tocmai a plecat din loc, staționat tot pe pista biciclistică, pe trotuar sau pe pista biciclistică, la trecerea de pietoni, la zebră. Acolo se tundă cheii, fără să fie îngrădită zona, poate să treacă pietoni mai căscați pe acolo să se trezească cu creangă în cap. Da, asta e. După cum vedem, biciclistele ignoră pista pentru că e periculoasă. Preferă să meargă pe carosabil prin fața primăriei ca să sfideze pista lor, care pista se termină fix în fața primăriei. Aici mai departe nema pistă, tot trebuie să ieși pe carosada. Au tarabe, dar țin marfa pe jos. De ce? La tarabe le cer taxe cumva? Trotuar întrerupt cu gropi. Când faci o balegă, ce faci cu ea? Când faci o balegă, calul, ce faci cu ea? O lași pe stradă? Nu. O strângi? Că altfel, amendă de la poliție, nu? Alt trotuar întrerupt cu gropi. Așa era în proiect, cred că, ca la Giurgiu. Praguri și gropi pe trotuar. Centrul orașului Bolintin, Vale. Auzeam că acolo, în spate, e casa unui boier local PSD, care normal e și deputat sau chiar senator. Bicicletă parcată fix în fața dacii înghețate. Prag mare la trotuar. Acolo e coborât pentru pista biciclistică, dar e oricum periculos și ocupat de mașini, deci nu s-a făcut pista aici. Casa curcubeului. Frumos, nu? Asociație creștină. Paradoxal, dar nu prea vine lumea pe aici, pare neumblat de mult timp la casa curcubeului. Bine că se duc la biserică și dau bani. Chestii de împiedicat.
judecătoria Bolintin. Multe biciclete, dacă e teren plat, oamenii le folosesc, dar pentru biciclete nu prea există infrastructură, chiar și pista din fața primăriei e de mântuială, e periculoasă și aici, uitați-vă, e ocupată de mașini și nici nu-i marcată. Deci oamenii ies pe carosabil. Cam multe mașini și la Bolintin, că e aproape de capitală, chit că e din județul Giurgiu. Și ăștia vor să vină să perpetueze situația. Partea asta-s trotuarul cu prag, partea aia nu e niciun trotuar. Sunt numai mașini. Șantier neîngrădit, periculos. Rămase scânduri cu cuile în sus. Trece un copil, un animal, un om nevăzător pe acolo. Dacă nu cade în groapa asta, să-și frângă gâtul, se oprește în cuiele astea din centru, lângă biserică și judecătorie la Bolintin. Aici nu e marcată nicio trecere de pietoni, dar traversăm pe unde putem. Felul 1 și 2, 14 lei. Ofertă atrăgătoare. Servicii funerare. Bunică pe bicicletă. Bravo. Trotuare înghețate. Cine știe când vor fi terminate. Oamenii trebuie să meargă pe carosabil și pe jos și pe bicicletă. Cam asta e treaba în centru Bolintinului.